Bună ziua! Bine v-am găsit, e o onoare să fiu aici. Partea interesantă este că în momentul în care am primit invitația, ok, ce fac aici? Așa. În momentul în care am primit invitația a fost foarte interesant următorul lucru. Despre ce o să vorbesc pe TEDx. M-am gândit. Și sâmbătă trecută... Sâmbătă trecută așa arăta prezentarea mea. Și eu sunt mai șeșinez. Pentru că toți stați și vreau să stăm în picioare. Bun, sâmbătă trecută așa arăta prezentarea. Și chiar eram... vorbeam cu niște prieteni și spuneam că, uite, am de făcut o prezentare sâmbătă asta. Și uite, domeniul vreau să securitate. Securitatea nu e fan. Adică e fan dacă ești de spatele baricadelor și ești acolo, așa, să vă spune securitate și la ce vă trebuie, știți deja. Nu e nimic distractiv aici. Și la care un prieten îmi spune, cum trebuie să fie prezentarea? Da, în general, din ce am văzut eu, trebuie să fie motivațională, inspirațională, ca un genul ăsta de eveniment. Păi știm, perfect, te uiți cum sunt prezentările de la TED și faci la fel. Știi că nu m-am văzut la TED. Da. Și m-am tot gândit, m-am gândit și am zis, ok, o să vorbesc totuși despre securitate, dar o să vorbesc despre securitate din perspectiva. O să dai next, este un slide pe care scrie securitate. Lasă aici. Cine știe din sală ce este acest lucru? Să știți că e varianta mare, cea a fost frază mare. Am înțeles de știință. Așa începe și povestea Bitdefender. Imediat după Revoluție, soții tatăl și-au înființat o companie lui de software, care la vremea respectivă se ocupa cu outsourcing, software și așa mai departe. Problema este că România, la momentul respectiv, și în continuare are aceeași vecini, dar la momentul respectiv, Bulgaria, Ucraina, Rusia, erau printre cei mai mari creatori de virus. Internetul fiind mare, cum la începuturi, metoda de programare, de propagare dintr-un calculator, dischetă. Ceea ce înseamnă că propagarea era geografică și de proximitate. Noi fiind exact de ei, ne infectăm prin. Cred că nu sunt provider de securitate la vremea respectivă, dacă sper să nu greșesc, Simon, urmă în antivirus. Dar, aghet, problema de proximitate e că ei erau în state. Noi eram în România. Ca ei să obțină un sample de virus, să desfacă, să analizeze, să creeze o semnătură, trecea cam o lună. La vremea respectivă, virusii erau foarte disruptivi. Ștergeau date din calculator, parolau chestii, formatau hard disk-ul. Deci imaginați că o companie de software, la început, încercând să se dezvolte, și odată, la 2-3 săptămâni, trebuiau să începe pentru că pierdeau tot. Nu e deloc disruptiv, it's not good business. Așa că, domnul Tarte și-a decis, ok, avem nevoie de protecție și avem nevoie de protecție rapidă. Nu trebuie să așteptăm o lună ca să mergem la antidot. A angajat 3 băieți deștepți. Nu sunt printre ei. Sunt alți băieți deștepți. Fiecare își dezvoltase ca și proiectul în facultate, un produs de fritare. I-a angajat, le-a spus problema și acești băieți, într-un an, o ani, au ieșit să creeze un produs de securitate competitiv. Nu știu dacă am făcut de el, se numea Amenis, la modul respectiv. Soluția era foarte bună, update-urile erau instantanee, pentru că noi avem prima oară sample-ul, noi puteam să creăm sample-ul imediat. Și e mai în continuare vindea software outsourcing. La un moment dat însă, majoritatea clienților care cumpărau software de la noi au zis că problema pe care o avem în România o avem și noi. Și noi ne infectăm și noi pierdem toate datele, avem fix aceeași problemă ca și noi. Nu ne dați și antivirus. Și în momentul acela, antivirus a devenit disponibil comercial și a început să crească, a început să devină un succes. În 2001, ne-am revenit un Bitdefender, a fost o campanie de rebranding. Și de atunci, din momentul respectiv, până acum, conform testelor independente, suntem cea mai bună soluție securitate, comparativ cu toți ceilalți. Următor slide. Eu m-am angajat în 2004, aceea este pozitiv mai mult. Vă jur, este în continuare online, este CV-ul meu din 2004, de pe best chance. De ce arată felul ăla? Simplu, nu aveam aparat foto. Telefoanele nu aveau cameră la momentul respectiv.
Vă zic că aveam un scanner și aveam poză în cartea de note. Deci mort de net. Poză în cartea de note. Le făceam cu capsa așa, cu capsa așa și o jumătate de ștampilă în față. Aceea este ce am făcut eu un paint ca să le scot. Nu am cunoștință de grafică, nu mi-am plăcut niciodată așa. Rămâne efectiv. Având în vedere poza pe anunța, nu știu de ce m-am făcut la interviu. Dar m-am dus. Au fost trei probe foarte interesante. Și m-am angajat. E, știi, mai băgăm și plăsim din chestii. Ce ești degeaba, dar nu vreau să fie. Puteam să trebuie și cunoștințe de office. Exact. Și am trecut de interviu. În perioada respectivă, 2004-2005, deja problema cu virusul era oarecum cât de cât rezolvată. O problemă foarte importantă însă, în momentul respectiv era problema cu spam-ul. Spam-ul era foarte la putere, soluțiile erau la început, erau doar câteva tehnologii disponibile. Și eu pochetase în mai multe masiune în perioada facultății cu rețele neuronale. Și băieții au zis, ok, dintre noi trei din echipa de antispam, tu ai auzit de ele, tu le faci. Următorul slide. Cinci o dată, ca să fie zis, perfect. A fost un proiect la care am lucrat 7 luni de zile. Pentru că din tot ce exista la momentul respectiv, nu am găsit niciuna care să mă ajungă pe atât. Și atunci am început să le modific, să le modific, până când am făcut eu un tip de rețea neuronală. Cu arcunarcule, și tehnologia a funcționat, am primit un patent pe ea, este acum în continuare soluția de securitate, funcționează. În 2006, deja problema cu spam-ul era, nu mai era vorba de conținut, a apărut spam-ul cu poze, care cred că în continuare îl primiți. Îl vedeți prin acum, pozele sunt frumoase, sunt colorate, impecabile. Ei, la atunci, s-au prins băieții că companiile de securitate nu aveau protecție împotriva spam-ului pe poze. Și în momentul în care se lua o poză și se mai lua o poză în care modificai conținutul, pozele erau diferite. Și atunci, soluția mai era ca mai jos pe detecție. Mulți au zis, ok, facem o cerere. Ok, facem o cerere. Și imediat ce au făcut tehnologie din o cerere, o perioadă s-a rezolvat. Da, cei din o parte la barricade știu și ei ce să facă. Și atunci spuneau, nu spunea nimeni, nu era cifre animate, poze transparente, iar ultima era textul. Ok, pe care faci ce? Sau împărțeau o poză cu mai multe poze mici și le construiau într-un tabel HTML. Again, foarte mare pătare de dată. Eu am făcut o tehnologie pe de pe histograme, a funcționat și este în continuare acolo. Poate n-a făcut nimic. Următorul slide. Ce s-a întâmplat? În momentul în care, deci din, nu știu, anii 90 până acum, înainte virusul au creat spre distrugere, spre a arăta cât de inteligent sunt eu și cât de rău pot să fac dacă vreau, și foarte puțin cu profit. În ultimii ani și cred că peste 10 ani, virusii sunt creați acum, mă rog, virusii sunt creați de virusii, malul în general, este vorba de profit acum. Sunt întregi organizații de oameni din state diferite, țări diferite, continente diferite, ceea ce face ca prinde la rând să fie practic imposibil, pentru că nimeni nu are jurisdicție globală, care fac acest lucru pentru bani. Înainte, în momentul în care calculatorul mergea mai încet, se deschideau niște pop-up-uri și așa, ziceai, ok, am un virus, ori am un antivirus care își acolo treaba, ori nu am un antivirus deloc, rezolvai problema. Lumea reinstala la sistemul de operare. Acum, nu ai nici cea mai vagă idee dacă ai un virus sau nu. Scopul lor este să stea în calculator, să fie cât mai ascuns posibil, astfel încât să înregistrezi de toată activitatea ta, sau să folosească calculatorul tău pentru scopurile lor. Eu nu joc. Dacă nu aveți o soluție antivirus, instalația cu masca, ați văzut de vorbesc o soluție fiind de la orice competitor, nu contează, s-ar putea să aveți surprize, chiar dacă calculatorul se comportă impecabil. Există și soluții antivirus care sunt false. Vreau să ați liniștiți pe internet, apare fereastra care spune că sunteți infectat,
te primești mai multe mail. Ai o problemă cu produsul, suni, îți pune cineva la customer support, îți rezolvă problema. Dar tu ai cumpărat de fapt pentru el. Normal că nu are nici un număr să facă problema lucrurilor, ești total protejat pentru că nu face nimic. Există acest gen de soluție. Mai departe. Ce se mai întâmplă? Ați auzit de curând conceptul de război cibernetic. Este un concept... conceptul nu e nou. Pactul cibernetic e de așteptat. Foarte multe organizații guvernamentale au acum infrastructură, stochează datele online, comunică și așa mai departe. Pe de o parte, putem vorbi de grupuri de teroriști care targetează aceste instituții cu scopul de a obține profit sau afacere. Sau, în momentul în care vorbim de un pământ cu foarte multe țări, știm că există concepte de spionaj. Dar atât timp cât există toate datele astea, ținute de mediul virtual, pe ce ar exista și site de spionaj sau counter site de spionaj. Iar metodele prin care se întâmplă acest lucru sunt foarte interesante. Iar o parte din ele au fost am acestea targetate chiar spre instituțiile de stat din România, în care s-au furat documente și s-au dat la țări. Nu se știe cine a fost, de ce a făcut-o, dar cineva a făcut. Și acum să pot spun o chestie mai, nu știu, sper să însemne ceva și prin prezentarea asta să rămânesc cu ceva. În 2011 am publicat o lucrare. Am spus mai devreme că oamenii, cyber criminals, acum vor să fure bani sau vor să atace instituții guvernamentale. La ce vă gândiți acum? A, păi s-a întâmplat nimic cu mine. Ce o să-mi fure mie? N-am cine știe ce bani, nu lucrez în instituția de stat, ce o să fac? Bun, dar dacă tot procesul de a ataca un individ este 100% automat, ei nu trebuie să facă absolut niciun efort să vă targeteze la nivel de individ. Trebuie pur și simplu să ruleze cu o mașină care va face chestia asta. Ok, știți cum arată oameni, puteți veni, aveți o soluție avem. Dar cum ador, și cred că trebuie să dai 4 clipuri. Ca să poți să păcălea asta, trebuie să știe cât mai multe informații despre el. Și toți deja, în sala asta. Aveți o identitate virtuală, fie că sunteți conștienți de ea sau nu. Toți aveți Facebook, nu? Ai Twitter? LinkedIn? Google Plus? TEDxIasi? Ești pe site cu facultății? Ai găsit cu mine? Lucrarea pe care a prezentat atunci, prezentam următorul lucru. Prefect de la adresa de mail a unei persoane și numele complet, pot genera aproape 50% din CV-ul fiecărei persoane. În momentul în care eu pot genera automat un script, CV-ul fiecărui, pot mai departe să găsesc acea informație tot automat, să scriu un mail sau să targetez de asemenea fel încât să treabă că este vorba de o persoană legitimă, care ori are nevoie de ajutor, ori ce adresat, nu știu, orice. Următorul. Ca eu să pot, eu prea că vândă la asta, ca eu să pot să vă targetez, îmi facem un exercițiu de gândire. Există undeva pe internet numele dumneavoastră? Da. Există undeva propoză? Da. Ce-am mai scris acolo, preșimește? Cei care lucrați, există undeva job-ul dumneavoastră, poziția? Sunteți la un grup cu ceilalți colegi? Cei care sunteți între studenți? Ok, apăreți pe site-ul facultății, în grupuri de teme și așa mai departe. Deci pot găsi informațiile astea și sunteți conștient de faptul că ele există. Există deja. Ați crede că nu o să investesc foarte mult timp în fiecare dintre voi să pot să vă targetez. Poate vreau mai acum, poate știu că sunteți la facultate, aștept să vă îmbogățiți, cumpărați Microsoft și vă dați așa ceva. Dar pentru mine nu este costisitor eu creator de oameni. Este un script. Rulează deja, nici măcar nu sunt calculatorul personal. Am integrat deja câteva calculatoare care fac asta pentru mine. Așa cum se numește și ediția asta de TED, nu e vorba de dată, e vorba de cuvânt. Companiile de securitate fac tot ce pot. Sistemele de operare fac tot ce pot. Nivelul de educație asupra fraudelor informatice, cred că a crescut. Față de care percepeți. Ok, în continuare, sunt viruși, phishing de phishing, dar cum arată un spam. Exemplele de chestii targetate sunt încă destul de mici. Dar cel
E clar că nu s-a trebuit. Ce suntem noi pentru ei, suntem doar niște ținte, niște ținte care au bani sau care pot fi folosite la altceva decât la ceva. O să vă așteptă de trebuie aici. Nu mai vorbim de perspectiva penală, cum era înainte. Trimiteai 10 miliarde de acorduri de phishing identice, la cine o fi, nu mă interesează. Unul dacă prinzi, a meritat investiția. Investiția e mică, câteva zeci de dolari, dacă ai prins un fond 100, am meritat mai face o dată și încă o dată și încă o dată. Asta poate fi mentalitate generată în automat, pe de o parte implică foarte mici costuri pentru cei care fac asta și de asemenea profit foarte mare pentru ei. De asemenea, nivel de instituții, de guverne și așa mai departe, unul dintre atacurile de spionaj din România, la nivel de stat, care s-a întâmplat la acesta, un mod de propagare targetat a fost următor. Exista o conferință de medicină nucleară, dacă nu știu, care se întâmpla anual. Și multe din membrii instituțiilor targetate eu mergeam la acea conferință. Anul acesta au primit un call for papers, aparent de la conferință, același PDF, acest cel de știu, venind de la aceeași persoană care vine fiecare an, când se conținea un cod JavaScript și în felul ăsta au ajuns în calculatoarele lor. Informațiile astea erau pe net. Toți participanții erau înregistrați acolo, au fost să lucrurile publicate, aveau de numele pe net. Este atât de simplu. Nu știu dacă... Hai să punem următorul, că este atât. Sper ca prezentarea mea să fie avut un impact. Să știți că noi facem tot ce se poate și toți ceilalți dezvoltători de software fac tot ce pot, dar trebuie să ne ajute și voi. Atâta timp cât mă știinizați deja în toate aceste informații despre voi sunt acolo. Nu mai puteți să le ștergeți, să fie clar. Ce e pe internet nu mai dispare niciodată. Dar, măcar așteptați-vă ca acele informații să fie întoarse împotriva voastră la un moment dat și să fiți pregătiți. Vă mulțumesc!